Salutare și bine am găsit la un nou vlog. Am ajuns în Turcia. Am vrut să filmez și pe aeroportul din București, eram foarte obosiți pentru că ne-am trezit la 5 dimineața. Ne plac mult rău de tot zborurile matinale, zborurile în care e întuneric în momentul în care ne trezim, dar am și reușit să trecem de security, având în vedere că numele meu pe bilet era greșit. Mă chema în loc de Marian, Mariam, dar băieți de la Tarom m-am pus super drăguț, așa, Mariam. Dar l-au lăsat pe Mariam să treacă și am ajuns în acest moment în Istanbul, unde, după cum puteți observa, arată totul destul de tech. Din câte am înțeles, acesta este un aeroport făcut nou după Ataturk-ul pe care am zburat eu prin 2015, deci ar trebui să fie ceva super tehnologizat. Problema este că în momentul de față eu nu am internet, Alexandra are roaming. Și cât e tariful? 2,5 euro 100 de mega. 2,5 euro 100 de mega, deci o să fie un pic derby, să vedem cum rezolvăm cu vorul să ajungem la aeroport. Hai că vă mai luăm cu noi să vedem dacă reușim să luăm bagajul. Bagajul a fost recuperat, întreg și zgâriat. Da, vedeți aici, aeroport populent. Nu, dar mă, cu turci. Uitați-vă câte de-astea de bagaje sunt aici, are 70 de kilometri. Mai sunt încă vreo 5-6 de-astea încolo, toate astea doar de bagaj, e cât aeroportul nostru. Am ajuns la cazare după 40 de minute și 400 de lei cheltuite pe Uber, adică vreo 60-70 de lei, dar a meritat pentru că am ajuns la Hilton Maslak Hotel, care arată extraordinar, o să vedeți camera imediat, dar hai să intrăm din hol, direct în baie, pentru că și baia arată super bine. Asta se numește Lavoir. Într-adevăr. Lavoir se numește, avem aici o oglindă foarte mare cu niște lumini așa pe aici, cu pun cu tot ce trebuie. Trebuie să fie cu soft close, stai să vedem. Da, mă, da, soft close. Mamă, ia vezi aici, duci cu cabină cu... Deci asta n-am văzut-o. Wow. Ok, ditai cada și duș aici. Mai vezi cum arată și aici toate astea pe aici. Ia să vedem, șampun, conditioner, moisturizer, ceva de nu folosesc eu. Shower gel, perfect, asta folosesc. Uite cum curg astea pe aici, nu mai, adică vine direct așa, bam. N-ai niciun fel de altceva pe aici. Telefonul aici, în cazul în care ai o problemă, alo, I have problem, I am stuck in the toilet. Două de astea de hârtie igienică, că se folosește un tablou. Acolo ar trebui să fie feonul. Da, feonul, cu niște capace pe aici, forță. Mamă, oglindă luminată, asta e, mamă, câte coșuri am pe față. Hai să mergem în cameră, pentru că camera arată forță. Și începe direct cu mare dulap, cu seif, cu multe setare pe aici, forță. Aici loc de depozitat, arată foarte, foarte bine. Mai departe, masă de călcat cu fir de călcat, cu multe omerașe. Asta se pot lua. Ideea e că din câte știu, orice hotel care aparține din gama asta Hilton, din familia Hilton, sunt obligați să aibă chestiile astea. Adică la toate la care am fost au avut fir de călcat și masă de călcat. Niște pungi de-astea pentru depozitat. De-astea de aici, dacă speli hainele, se le ții la uscat, nu? Nu e uscător ăsta? Așa pare, uite, de asta se deschide. Da, nu neapărat. Sau să pui haine pe el, nu știu. Scrieți voi în comentarii dacă știți. Mai departe aici au fel de mini parc cu de toate. Putem să facem aici ceai, cafea, tot ce trebuie. Două ape astea, sper că-s gratis. Niște chestii aici care de obicei par gratis, dar nu sunt gratis. Și acum camera, care atenție, uitați-vă cât de imense. Ca să vă faceți o idee cât de mare e camera asta. Mi se pare absolut incredibil. Deci aici sunt în capătul camerei și dacă nu vorbesc foarte tare, e posibil să nu mă auziți, pentru că e imensă, sunt două paturi, nu mă ne întrebați de ce sunt două paturi. Avem două paturi, da, două paturi mari, nici măcar nu sunt cum am avut la Iași ca frățiorii, știi? Da, nu, la Iași. Aveam două paturi așa pe aici. Din ce văd eu pe acolo, niște butoane, cred că niște prize, o alarmă de asta se pare destul de smart, vezi, digital acolo pe colț. Clima aici de... ne-a setat-o domnul de la... Am modificat-o eu un pic, te-am dat temperatura mai ridicată. 20 de grade corecte. Un televizor care, o să vedem imediat dacă este smart, este de la Vestel televizorul ăsta. Nu are niciun buton de smart pe el, dar nu contează că probabil nu o să ne uităm la postul de televizor. În Turcia, că noi suntem aici, să mergem la Valoranta, o să vă povestim noi după turul acestei camere de hotel și după ce mâncăm și ne liniștim, o să povestim și de ce am ajuns aici. Un meniu cu tot ce trebuie pe aici, o să vedem că au și room service, o să vedem exact cât de bine. Încă un fotoliu aici. Opa. A, deci poți să închizi luminile și de aici și din partea cealaltă. Păi normal să nu te mai ridici din pat, de ce mișto-i tabloul ăsta? Arată forță. Vezi, dacă poți să o aprinzi, o închizi dacă vrei să citești, să nu te deranjezi lumina. Două prize USB aici, ia și să fac astea. Te-ai băgat tu să umbli. Ia. Mamă, lumină de asta așa de o scoți ca să ai o lumină. Dacă vrei să citești, nu știu, abar n-am. N-am nicio idee, mă depășite și acum hai să le filmăm și view pentru că mi se pare că se vede super forță. Suntem la etajul 17, by the way. Bine, view din partea de pe noi neapărat frumos că se construiește încă un hotel ca asta, cred. Mă rog, ideea e că se vede. Uite încolo, se vede frumos. Se vede foarte frumos. Ce să arătăm și pe partea cealaltă, cred că se vede mai frumos. Da, aici e construit tot. Și aveți aici view. Nu știam că e de înalt Istanbul, sincer.
Deci am ajuns în lobby-ul acestui hotel opulent și cred că suntem alături de toți influencerii invitați de Riot să participe la Worlds la Valorant, pentru că n-am apucat să vă spun, dar mergem la campionatul mondial de la Valorant. O să vă pun acum pe ecran bracket-ul, pentru că în momentul în care am ajuns noi aici vineri, mai sunt 4 echipe în concurs, o singură echipă din România și nu mai este scris în concurs, a fost eliminat. Așadar, mai sunt 4 echipe. Eu o să țin cu echipele din echipa din Europa, este o singură echipă rămasă din Europa și sper să fie forți. Și mergem la arena acum. Ne-am strâns cu toții, nu știu exact ce se întâmplă, o să luăm un shuttle bus și mergem la Volkswagen Arena, care e la vreo 10 minute de mers, ceea ce înseamnă aproape, peste tot cred că înseamnă 10 minute aproape. Și sper să fie marfă, pentru că hotelul e forță, stați așa să vă mai arăt un cadru, să vedeți pe aici cu candelabru, cu astea. Ia vedeți aici, tragem pe ăsta pe dreapta, în România scoatem bani frumoși. Iar pe aici, dacă vedeți voi pe cineva care vi se pare că creează conținut și știți voi, să-mi spuneți, bine? Eu cel puțin nu cunosc pe nimeni. Deci bune, nu sunt singurul TV de la eveniment Taric, adică pentru cei care sunt OG pe CS, NoShare TV este și la eveniment, așadar o să încercăm să-l băgăm pe vlog sau măcar să mă văd eu pe să fac o poză, să o pun aici. Și acum ne urcăm în autocarul ăsta pentru că mergem în excursie până la eveniment. Aici se ține evenimentul la Volkswagen Arena, bine pe aici prin spate. Aici toți fanii mei care s-au strâns aici, mă știu pe mine și bineînțeles nu se entuziasmați că m-am mai văzut așa. De unde? Nimeni. Dar m-am uitat acum peste line-up-uri la echipe până să ajungem la arenă, pentru că Alexandra mi-a zis că o să fiu super impresionat de cât de mari o să arate evenimentul. Eu am văzut multe evenimente, am fost și la majoruri, la Counter, deci e destul de greu să mă impresioneze un eveniment, dar vom vedea acest lucru. Revenind la ideea că m-am uitat la line-up-uri, sunt destul de mulți jucători pe care eu îi recunosc de la Counter de acum vreo 2 ani de zile, care s-au mutat pe Valorant și în momentul de față, deci sunt teoretic top 4 la campionatul mondial, ceea ce mi se pare super tare. Și aici mă refer la Ainge One, care știți că toți era considerat al doilea cel mai bun game leader din Ucraina după Zeus și care a fost propus de foarte multe ori la Navi. De asemenea, el joacă la echipa de europeni și de asemenea mai sunt jucătorii din America care joacă cred că la Optic, FNS și EI, care la fel erau doi jucători de tier 1, tier 2 așa și sunt în momentul de față în upper bracket. Ei, echipa din Europa este în lower bracket, dar v-am arătat acolo bracketul și hai să vedem cum arată și în interior, pentru că de afară arată drăguț arena, dar să vedem în interior. Ce am făcut rost de brățara de șmecheri, după care am așteptat și de asemenea am o misiune acum să fac rost și de goodie bag-urile, pentru că dacă primești această chestie, aparent primești un goodie bag și am luat două, pentru mine și pentru Alexandra, așa, dar hai să vedem ce e în goodie bag-uri. Sunt foarte curioasă ce e aici, pentru că văd un poster, cred. Dacă vă zorești un pic mai tare. Un poster, cred? Puțin mai tare. Vai, nu pot să cred, astea sunt sticker, iubire. Pe astea mi le dai mie pe toate, da? Sigur. Asta e tatuajul meu din iubire, ăsta e spray pe care l-am de când a apărut. Asta nu știu ce e exact. Ai ceva pe care scrie Gigi Nice Try. Suferință. Bă, acum înțeleg de ce se numește Volkswagen Arena. Poate pentru că asta și nu știu dacă am filmat de aici, nu mi-aduc aminte, dar era foarte gol. 30 de minute mai târziu, foarte, foarte full. Și de asemenea, l-am văzut și pe Taric, doar că a luat-o repede pe scări și trebuie să-l caut, pentru că noi suntem la parter acum în momentul de față. La etajul 1 este mâncare pentru staff, cum ar veni, și aparent mânca trece acolo, deci să plece mâncarea gratis. Român, da? Român la capăt. Așadar merge să testăm un pic apele și să-l găsim pe Taric. Poate putem să-l băgăm pe vlog sau măcar să facem o poză, să o punem aici pe vlog cu Cloud9 Taric, a.k.a. MiIBR Taric, a.k.a. l-am mai văzut toată, dar n-am apucat să facem poză când se juca Counter. Acum că e influencer pentru Sentinels, poate-l prindem aici, poate fi mai lejer. Dar am zis că face co-stream. Val, voi când? Voi când dați drumul la co-streamer de ăștia periculoși? Ia vedeți chat arena. Am ajuns și în arenă, un pic mai jos, practic mai sunt două rânduri până la scenă. Mi se pare tare cum au pus scena așa față în față și după cum observați sunt destul de aproape. Un pic de zoom văd ce scrie acolo pe ecran la băieții aia. Vedem și dacă își facă băieții codurile. Momentan e warm-up. Singurul downside pentru mine personal este că este în limba turcă și nu o să înțeleg comentariul. Dar Alexandra este ce rang ai, iubire? Diamond 2, care pare un rang bun, nu-mi dau seama dacă a fost pus așa ca și cum it's nothing. O să-mi explic exact care-i treaba cu toate lucrurile care se întâmplă aici. Doar că de data aceasta din camera de hotel nu. Și? Am primit aceste două sacoșele, amândoi, în care sunt niște chestii, Costi mi-a spus că e îmbrăcăminte, am zis să ne le desfacem acolo de față cu toată lumea, fiind țăran, sare, de unde eram fiartă, voiam direct să le desfac, am zis că mă duc la baie, mă prefacă, nu știu ce. Oh, wow, uite, este tricou cu turneu. Ok. Ah.
Și pe spate ce scrie? A, nu, asta e fața. Da, asta e fața. Mamă, e super drăguț și e și oversized. Yes, aici scrie Fear None și e large asta. What is this? E de la Dwight. Wow. E tie-dye sau cum se numește chiar. Why? Yeah, yeah. Ia vezi, e la fel și cealaltă? Da, este la fel, dar sunt curioasă dacă am mes. E sora asta că eu paletele le-am văzut, uite, e mic ăsta, nu vezi? E small, nu pot să cred, chiar mi-au dat mărimea mea. Hanoracul m-a impresionat cel mai mult, pot să spun, pentru că este deosebit și pentru că are un model YY, cum îmi place mie să-i spun, și cam atât. Așadar, ne vom reauzi cu alte vloguri. Laud brazilienii mei apare sub forță la orice joc. Brazil, mă, Brazil, caralho, numărul 1. Sunt deja în finala mare, optic pe partea de jos cu FPX. Fan Plus Phoenix și cu The Rigs, băieții pe lor. Vă mulțumim frumos că v-ați uitat, eu am fost Jaxi, Alex a fost și aici alături de mine. Vedere. Și ne auzim în curând, v-am pupat, dați subscribe, like, comentarii, tot ce vreți.